Este realmente o onoare și o plăcere pentru mine să vorbesc pentru a doua oară despre această carte a unui istoric francez anumit foarte cunoscut pentru studiile sale asupra Europei Centrale și de Este, vorba de Catherine Orel. Pentru că, într-adevăr, această carte are o ținută științifică pe care nu pot să nu remarci. Principala ei calitate, dacă vreți, pentru publicul românesc care nu e neapărat specialist pe istorie, este aceea că este prima traducere în limba română a unei biografii a lui Miklós Horthy, care nu este doar, să spunem, o biografie de propagandă, ci este o realizare științifică în adevărat înțeles al cuvântului. Și este mult mai mult decât o biografie a lui Miklós Horthy și chiar mai mult decât o fresca Ungariei dintre cele două războaie mondiale. E de fapt o fresca Ungariei în secolul 20 și chiar la începutul secolului 21, fiindcă ceea ce mi s-a părut foarte interesant și instructiv în demersul doamnei Catherine Orel este că ea discută și despre memoria regimului Horthy în conștiința maghiară de astăzi și explică în ce măsură regimul Horthy și personajul Miklós Horthy sunt instrumentați politic în Ungaria actuală, în Ungaria regimului Orban, într-o manieră cu care noi românii nu suntem deloc lipsiți de familiaritate, pentru că, de fapt, e vorba de modul în care în fostele regimuri dictatoriale, în post-dictatură, dacă vreți, se instrumentalizează politic istoria și memoria trecutului recent. Sunt doar câteva trăsături de caracter pe care, câteva trăsături ale scriturii lui Catherine Orel, pe care merită, zic eu, să le reliefez și noastre să le parcurgeți cu atunci când vei citi cartea, pentru că, de fapt, Catherine Orel, sigur, ca orice persoană care scrie biografia cumva, tinde să se apropie de subiectul ei, ceea ce, pe de-o parte, poate fi riscant, fiindcă devin ca prieten cu subiectul și îți pierzi obiectivitatea, pe de altă parte, are și o doză de farmec și veți vedea că un al doilea șantier deschis în această carte este al analizei, să-i spunem, psihologice a personajului Miklós Horthy. Îl umanizează într-o manieră în care nu te-ai aștepta să-l umanizeze. Vorbește despre familie, vorbește despre micile preferințe ale omului cotidian, dar în același timp nu ocultează lacurile neplăcute ale omului politic Miklós Horthy, nu ocultează subiectele delicate de tipul antisemitismului regimului său, de tipul naționalismului extremist, xenofobiei și așa mai departe. Sunt lucruri care se regăsesc în această carte și cărora se străduiește să le dea o prezentare cât mai obiectivă. Sigur, noi românii ne-am putea aștepta că suntem, am putea fi dezamăgiți de faptul că nu se vorbește foarte mult despre noi în această carte și cum am putea să avem o carte despre regimul Horthy post-Trianon și al doilea război mondial fără să se vorbească despre cum să-i zic, dușmonia tradițională între români și unguri. Dar demersul acestei cărți nu se axează pe concurențialitatea, cum se spune, pretențiilor naționale în spațiul central este european, ci este pur și simplu o prezentare a regimului Horthy din perspectiva maghiarilor din interbelic și a maghiarilor din zilele noastre. Sigur, noi și alții, noi românii și alții vecini ai Ungariei, nu avem niciun motiv să vedem lucrurile cu aceeași ochi și e foarte bine că nu vedem lucrurile cu aceeași ochi, dar în același timp e foarte interesant să vedem și această perspectivă. Așadar, e o carte pe care o recomand eu personal cu toată căldura, nu numai istoricilor, deși o realizare academică în sine, ci tuturor acelor cititori români care doresc să înțeleagă mai multe despre un spațiu vecin pe care avem senzația că îl știm foarte bine, de fapt îl știm foarte puțin. Dați-mi voie să-i dau cuvântul doamnei Georgeta Filiti.